să merg. Da, da, da. Sănătate, Doamne ajută! Cristina! A, vin, dar ce frumos, dar ce m-am nimerit de bine la tăiatul porcului! Ce, mă? Hai, Doamne, m-a luat inima! Bună ziua, bună ziua! Ați venit că avem nevoie de ajutor? Sigur că da, sigur că da. Am venit la fix, știți de ce am venit? Eu nu știu, vă spun imediat. Da, am știut, am zis, doamne, vreau să mănânc niște șuric. Nici o problemă, iasă, avem. Bună ziua, bună ziua! Cristina, am pentru tine o invitație pentru seara asta. Am un concurs. Un concurs pentru că eu caut fete frumoase și oameni talentați. Pentru că vreau să arat la întreaga Românie, această zonă, cât de frumoși sunt oamenii, dar și cât sunt de talentați. Așa mi-au spus, mergi în Rozavlea și o să o găsești pe Cristina frumoasă, deșteaptă, gospodină și de vreme acasă. Am greșit undeva? Nu. Nu? Nu. Tocmai, premiul este de 20.000 de euro. Wow. Ce părere ai? Sunt foarte emoționată. Accepți provocarea? Mergem. Și? Câștigăm. E Românie! Au bătut palma, însă Ionuț vrea să plece cu inima împăcată că fata nu e înzestrată doar cu frumusețe și gingășie, ci și cu vreun talent. Chiar mă întrebam cum reușești să ții degetele așa, zic, unghiile nu te... Nu? Da, eu cred că reușești ca să faci un caltaboș deosebit cu unghiile astea. Ce zici? Fată frumoasă, talentată, cânta și la voce și la chitare, dar a avut o problemă cu mațele. Da, te ajută unghiile la asta acum, ai cum să prinzi. Da. Bineînțeles. Așa. Era greu pentru Cristina cu unghiile alea să poți să nimerești mațul și să poți să îl cureți. A fost o operațiune cam grea. Acum, după aia trebuie să mergeți în locul ei la mis. Nu, să-i arătăm acolo cum... Se vede că mai trebuie exersat un pic. Așa se face cărnațul după ce am curățit bine mațul. Poate și mai scurtate unghiile, cine știe. Cum e posibil așa ceva?